Dacă o tehnologie implementată de curând în mai multe birouri și spații industriale va avea parte de rezultate bune, Wi-Fi-ul ar putea fi înlocuit în viitorul apropiat. Li-Fi ar putea oferi viteze de până la 1 GB pe secundă, de 100 de ori mai mari decât cele de pe Wi-Fi, în condițiile în care viteza de download standard este de 10 Mbps pe secundă. Din câte se pare, Li-Fi transmite datele folosindu-se de lumini LED, care se aprind și se închid atât de repede, încât procesul nu poate fi observat de către ochiul uman. Inventată în 2011, tehnologia Li-Fi ar fi atins viteze de 224 de gigabits pe secundă, în laborator. Din păcate, Li-Fi prezintă și un dezavantaj în comparație cu Wi-Fi. Astfel, în timp ce semnalul Wi-Fi poate pătrunde prin pereți, Li-Fi-ul nu este capabil de acest lucru, motivul fiind faptul că se bazează pe lumină. Cu o rază limită, însă, acesta ar putea oferi mai multă siguranță împotriva infractorilor cibernetici. Becurile inteligente ale viitorului ar putea fi folosite pentru a crea o rețea Li-Fi, însă vor mai trece ani până când acest lucru va deveni realitate. De asemenea, această tehnologie ar putea reprezenta un pas înainte pentru securizarea transferurilor de date importante, în cazul luminii, algoritmul fiind mai dificil de spart, iar unda de lumină este mai dificil de interceptat fără ca cel în cauză să fie văzut. Google lucrează intens pentru a duce viitorul cât mai aproape de noi. Aceștia au anunțat o serie de actualizări pentru software-ul de tip Office, Google Docs, iar una chiar ne-a atras atenția. Cea mai interesantă noutate este aceea că de acum vei putea scrie cu ajutorul vocii. Asta după ce te înveți cum să o faci, pentru că nu este atât de ușor pe cum pare. Dacă ești dibace și te prinzi repede, îți poate fi de folos. Totuși, o singură greșeală ar putea da textul peste cap. Software-ul de recunoaștere vocală funcționează cel mai bine când dorești să scrii lucruri simple. Dacă rostești o propoziție cu voce tare într-o cameră în care este liniște, programul te va înțelege foarte bine. Iar dacă dorești să ștergi o parte, propoziția ta nu va mai avea sens. Funcția aceasta și-ar găsi o mare utilitate în cadrul unei întâlniri de afaceri, unde ar trebui notate multe lucruri din cele spuse, sau în colaborările cu persoane din alte locuri. Funcția de scriere prin voce poate fi folosită în mai mult de 40 de limbi, printre care și limba română. Pentru a o activa, tot ce trebuie să faci este să bifezi opțiunea tastare vocală din meniul Instrumente. Google au integrat această opțiune în Google Docs, având în vedere că lucrează de multă vreme la perfecționarea funcției de recunoaștere vocală. Acum au parte de un nou flux de date, pe care le pot adăuga la celelalte produse ale lor, precum Android Wear, Google Voice sau Google Auto. Asta înseamnă că Google poate continua să îmbunătățească software-ul și să construiască noi produse. Poate în viitor totul va fi controlat prin voce și poate vom vorbi cu tehnologia mai mult decât cu prietenii noștri. Moda PC-urilor de tip stick HDMI capătă din ce în ce mai multă popularitate, iar marile companii din industria computerelor prezintă din ce în ce mai multe astfel de produse. E din ce în ce mai greu să faci diferența între stick-urile PC. Aceste dispozitive de mici dimensiuni pot transforma orice televizor cu port HDMI într-un PC perfect pentru multimedia. Gadgeturile au cam aceleași specificații, dar Asus reușește să iasă în evidență prin câteva aspecte. În primul rând, are un design plăcut și cu toate că majoritatea timpului nu-l vei vedea, pentru că va fi montat în spatele televizorului, în momentele în care te afli în deplasare va fi mai plăcut ochiului. În al doilea rând, vine cu două porturi USB, unul dintre ele fiind USB 3.0. Acest lucru este important deoarece îți permite să conectezi un mouse sau o tastatură și un hard extern. Pe lângă porturile USB, VivoStick mai vine cu Bluetooth și Wi-Fi. Specificațiile mai includ un procesor Intel Atom Cherry Trail, care ar putea ajunge la 1,8 GHz în modul turbo, 2 GB memorie de RAM și 32 de GB spațiu de stocare și sistemul Windows 10 preinstalat.
Performanțele oferite de această configurație ar trebui să fie suficiente pentru a le oferi utilizatorilor acces la internet, conținut multimedia și aplicații de productivitate. Primăria din Los Angeles a luat în serios problema oamenilor fără adăpost. Au declarat stare de urgență și au alocat 100 de milioane de dolari pentru a le oferi acestora locuri de adăpost. Peste 25.000 de persoane trăiesc pe străzi în Los Angeles. Planurile primarului pentru această finanțare de urgență arată astfel. O subvenție de 5 milioane de dolari pe termen scurt, de 6 până la 9 luni pentru chirii, care să ajute oamenii străzii să se repună pe picioare. Peste 5 milioane de dolari numai pentru găsirea unor soluții de cazare, pentru veteranii de război. 1 milion de dolari pentru înființarea unor centre care să ofere diverse servicii zilnice persoanelor fără adăpost, duș, stocarea bunurilor și mașini de spălat. 1 milion de dolari pentru îmbunătățirea activității centrului de servicii pentru oamenii fără adăpost, în sensul mai puțină hârțogărie și mai multă muncă în teren. Și, în fine, 600 de mii de dolari pentru a ține deschise adăposturile de iarnă cu 2 luni mai mult decât de obicei și non-stop. Primarul speră că această inițiativă să ajute cel puțin 1.000 de persoane și să-și găsească o casă permanentă în primă fază, suma totală de 100 de milioane putând să ajute în timp cel puțin 10.000 de persoane fără adăpost pe an în Los Angeles. Oficialii care au propus această finanțare de urgență au declarat că acțiunea orașului de a împinge oamenii fără adăpost dintr-un cartier în altul este o pierdere de timp și de bani și ignoră nevoile individuale, dând dovadă de lipsă de umanitate.